Salutare și bine v-am regăsit la un nou videoclip de aici între oiță, berbeci și berbecuți și mieluții. Și te uiți, mă? Ce te uiți? Da, uitați aici, am mai mulți berbeci și fac o panoramă. Au făcut accidente pe aici, au izbit mieluță și ăla e obraznic și... Ia uitați-l, olecuță, că cam ce faci ea. Asta caută cuptorul, uite, ăsta. Deci ăsta de aici face numai probleme. Sunt trei mari și fugărește oițele. O izbit o mieluță, o ninoroșit-o. Cu tăti ca tăti, da. Nici chiar așa, nu? Cred că a să ajungi tu pastramă cum te văd eu. Mă, lasă oița în pașă. Nu vezi că e cu burtica mare, mă, trebuie să fac mieluță și tu o fugărești. Mă, stai cu minte, mă, ți-am zis. Uite cum o cauți. Mă, tu cauți cuțâtul. Hai de mine și de mine. Nu, că m-a enervat rău tare, nu o să mai poate așa ceva. Stai cu minte, ți-am zis. Nu vrei. Este ăla bătrânul de acolo, el se uită, urmărește și lasă și când vede că întrece orice limită, îi dă câte o bufnitură, îl mai cumințește. Ăla vreau să-l las de sămânță de dincolo. Da, da, ăsta de aici mă enervează și e și urât. Mi se pare urât așa, nu știu. Da, așa că, da, ăla e frumosul, ăsta e urâtul și obraznicul. Măi, buflonel mititel, măi, tu abia mergi, te-ai născut acum. Hai, ia-și o lecuțică aici, așa. Hai. Ăsta-i mititelul din noaptea asta. Da. Uite, mititel, ești tu. Hai, vină cu așa. Hai, ia-și la lumină, să vedem cât ești de frumos. Hai, unde-i mămicuța ta? Plângi după mămicuța ta? Hai. Ia, uite. Hai, vină la copilașul tău aici. Hai, tată. Hai. Măi, dă-i mititel. Ia, uite. Ia uși, hai vină la el, hai vină la el, hai tată, ia uși-o, ia uși, plânge, ia-te așa să cheamă, ai pierdut-o pe mămica? Hai la copilaș, hai, haide, ia uși, ia, acum vorbesc aici, ia. Vorbiți voi aici între voi și ai pierdut-o pe mămicuța ta? Da, hai vină alea când coașii, hai, nu te speria, ia, hai alea că mai încolo, hai ca să vadă lumea așa că ești frumos. Măi, dar tu ești frumos, grăsun el, mă. Da, mie, da, și ăștia mari să aleargă pe aici? Da, grăsun el. Da, hai mămicuță, vină coașii. Uite, ai buricul acolo, nici nu s-a uscat buricul, da? Ți-i fric să spun o hăinuță? Să te îmbrac? Da. Hai că te lăs ca să nu mai... Să vină mămicuța la tine, că uite, plângi, da. Hai să-l lăs că nu... Plânge și el și mămicuța. Mă, și cu voi, mă. Hai. Ce aveți, mă, cu el? Hai, dansăm frumos! Hai, sunteți veseli? Sunteți bucuroși? Hai și tu! Haide, mă!
Opa! Sus, sus, tată, hai! Se mai întâmplă! Hai, nu-ți umlut abia ies-o, hă? Frânile, frânile! Așa, tată, bravo! Mai ții, nu se mai îndreaptă gâtul ăla? Hă? Hai, gata de acum. N-ați făcut kilometri? Hai. Gata, tata, gata, gata. Mai și faci tu, mă. Hai, hai, ne jucăm un pic. Hai, antrenamentul de dimineață. Bună dimineața! A, uite-mă, nici nu răspuns la bună dimineața, sau ăsta e răspunsul, un dans așa frumos? Gigele, care-i treaba? Le-ai spus la fete că vine sezonul de ouat? Ați auzit, fetilor? Anul trecut, pe 14 februarie, am luat primul ou de la colegele voastre de aici, de parcare, adică ținut, care sunt un an mai mari ca voi. Deci, pe 14 februarie, ați auzit, da? De ziua îndrăgostiților, aveți grijă, da? Aveți grijă să faceți ouții. Voi ce faceți, mă? Sunteți două fete și patru băieți acum. Da, au început să se cunoască cât de cât, așa bănuiesc eu, că am zis că sunt două fete și trei masculi din cei care i-am luat în mai și cu Mugurel ăla. Mugurel, hai, faci tu un dans, tată? Gigel, ce faci, tată? Hai, gata, gata, Gigel. Hai, ridic-te sus, hai, că mă așteaptă Costeluș, mă așteaptă Nicușor. Bravo, bravo. Hai, hai, sus, tată. Hai, hai, sus, tată. Hai, hai, gata. Hai, sus. Hai, Gigel, hai, sus, tată. Hai, sus. Haide, mă, sus, mă. Mă, mă, frumosule, mă. Mă, frumosule, mă. Hai, tată, hai. Hai, sus. Nu vrei. Lăsa că dansa asta o ia. Hai că plec, să știi. Gigele? Măi, Gigele? Hai, hai sus, tată. Ia, auză-l. Aha. Auză-l pe Costeluș, ia, mă cheamă, gata, mă duc la el. Hai, 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 gata, gata, bravo, 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 Gigele, hai. Dă-i să văd, dacă vezi că plec, ridici. Gigele, gata, tată. Ia, auză, ia să vedem ce face Costeluș, ia, auză-l, ia. Ia. Opa, ușor, tată. Ușor, ușor, încet. Ușor, încet, încet, că voi n-aveți un an de zile. În mai faceți un an. Ușor, încet. Gata, Gigel? Mulțumesc, mulțumesc, Gigele. Care-i treaba, Costeluș? Costeluș, dă-te mai încoace. Hai. Așa, bravo. Haide. Bună dimineața, așa să iei, Costeluș. Hai. Așa, tu ești cu tropotita, te așeza bine acum, bravo. Așa, tata, hai. Unii-s fetele? A? La tine a fost ouă anul trecut pe 14 februarie, da? Un pic mai este, două săptămâni, trei, câte ori mai fi, vreau să văd ouții, da? Așa. Ia uite-l pe Gigel, ia. Ia uitați-l pe Gigel, pe Nicușor, că-i încurc acum. Nicușor, aștept și tu, nu? Hai, hai, așa, 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 tată, așa. Bravo, Costeluș, bravo, tată, bravo. Frumos, așa, așa, tropotită, frumos, așa, 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 așa. Bravo. Mamă, cât ești tu de mare, ia. Ai 3 metri. Așa, așa. Ia, Nicușor, hai și tu, tată, hai. Hai, hai, tată. Nicușor, nu faci un dans, tată? Sau nu e încă locul unde trebuie, a? Ha. Ia, Nicușor, hai. Ia, arată și tu cât ești tu de frumos. Hai, Nicușor. Hai, hai, tată. Hai, hai. Așa, hai. Ha? Faci un dans? Așa, hai, hai, așa, 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 tată, bravo, și tu. Hai, așa, tată, voi sunteți struții dansatori. Bravo, Nicușor, bravo, tată. Așa, așa, tată, așa, așa. Frumosule, ai ce pene frumoase avem noi aici la aripi. Ai, și să pice astea și să crească altele mai albe și mai lungi. Da. Așa, bravo, Nicușor. Bravo, ce băiat ești tu. Bravo. Unde-s fetele?
Unde-s fetele, ha? Unde-s fetele? De să te prind o leacă de cap, așa, hai. Așa, 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 așa. Bravo! Hai, vrei să cânți o leacă? Hai! Hai, ce te întins tu în sus, ia uși acolo, ia, la 3 metri. Opa, opa, hai, ia să vedem ce fac fetele, ia. Fetele, fetele, cochetele. Te așteaptă? Ușor, ușor. Ce faceți voi, măi? Ceva la uțe? Ia să văd eu, ia să văd eu că acum stau lucrurile pe aici. Am luat un ou, l-am găsit crăpat, că era înghețat. O înghețat că a fost frigul, astea le-am pus aici eu prin cuibarele astea le-am pus fân. Sper să... Să mai ouă de acum înainte. Da, de acum înainte, că a fost frig tare. Așa nu știi dacă le-au făcut pe aici prin paile astea și nu-i mai găsești. Deci caut. Da. A, da, bună dimineața! Da, bună dimineața! Unde ești, mă? Au! Ia! Bună dimineața! Ce fac fetițele aici și băieții? Ia uite-l, mă, și pe ăla, mă, are o ză. Ce faci tu? Cauți să țuc acolo la mama? Mai e așa o leacă, dă-i. Hai, ia să văd. Ai găsit-o? N-are, mă? Unii nu la codiță, mă, dă mai înapoi capul, mă. Ia uite-le. Hai. Ei, dar aveți țăli mai mare, cred că suge până la urmă. Ia să văd. Ia să vedem noi aici cum ia micul dejun. Băiețel ăsta, mititel, nu știu care-i treaba. Unii cauți tu, mă. Caut unii nu trebuie, nu ai găsit țâța încă? Ia uza. Plângi de foame? Ia. Mai ai grijă, mai ai grijă, nu-l da pistea la micuțul. Ați zis că s-o mai liniște treburile aici, că ați văzut că doi dintre și care au fost obraznici și au părăsit urma, nu? Ei, dacă îl văd pe ăsta că mai încă continuă, ăsta trebuie să-l scot de aici afară. Da. Care mai aveți burtică și trebuie să faceți puiuț? Mielușele și berbecuți. Ha? Ei, până la urmă o găsă țâța. Da. Aha. Flămângiosule. Gata, de acum nu mai plângi, nu? Mai și faceți, mă, acolo, mă, faceți baie? Hai, de-o. E cal, nu? Faceți baie acum, voi. Bravo, bravo. Ei, și cred că după cum v-ați dat seama că am sacrificat un berbecuț, ăsta de aici care e primul. Ia uitați-l, o rămas așa încarcasă în jur de 20 de kilograme. Da, și când să plec de acolo, și să vezi, ăla țurcanul, domnule, tăvălea pe jos un mieluț ăla micuț, muflonel ăla care abia era fătat de dimineață, îl tăvălea, parcă era minge de fotbal și m-am supărat și l-am executat și pe ăsta, n-am avut ce face, oricum trebuia să, asta era soarta lor, că ăla țurcan de asta l-am și cumpărat, ca să îl cresc și să îl sacrific. De acum era prea mare și nu... Să își întărești carnea, prinde și un miros mai accentuat de berbec, așa că la 30 de kilograme cât o rămas carcasă, foarte bun și ăsta. Stați aproape să vedeți ce o să fac cu ele. Carcasele astea au stat o noapte, au stat la vânt, îs înghețate bocnă. Acum e soare, dar îi frig. Îi frig, azi noapte cred că a fost minus 5 sau minus 6 grade. Da, ia uitați aici grăsune, așa frumos. Ăsta e să urâsă el cu binele și la cealaltă, da? Și să-i faci. Na, asta e soarta lor. Asta e viața.
Da, merge mai departe. O să îi tranșez, o să fac, o să las și pentru pastramă, o să las și pentru cuptor. O să văd, asta vreau să văd, exact ăsta de Camerun. Am înțeles că nu are un miros așa accentuat de oaie. Și se vede că e un pic mai roșu decât cealaltă rasă de țurcană. Da, hai să trec la treabă, să dezosăm, să tranșăm, să facem porții, să-i bag la dos, că li-e frig afară. O stat o noapte și cred că fac gripă. Domnule, că-i congelată de înghețat. Ia să iau eu mașinăria, domnule, că faci în oriei. Ia, bă, domnule, că o stat azi noapte și-o înghețat. Acu... Se rupe și ficatul în două, ia. Dar rupe și ficatul în două. Opa! N-am iaiță, unde la târneacu? N-am iaiță, stai cu el în mână. Te râzi, doamnă, râzi! Da, ia să vedem așa avem noi pe aici, a? Să scoatem, domnule. Eu te-am tăiat și ficatul. Ai, am descoperit o rețetă extraordinară la ficat. Exact așa cum este el. Nici nu-i pui nici sare, nici nimic pe el. Pus direct pe grătarul de la fumătoare, deci la o temperatură ridicată, copt. Iasă o minunăție, o bunătate, doamne, o bunătate. Nu în tigaie, nu pus cu lapte, nu cu altceva, așa. Deci, iasă o dulceață din numai. Au său pe aici din numai. Ia să vedem și aici. E frig, mă stemez, mă suflic să... Aici este sirinichiul, da? Asta-l desfac eu când trebuie. Ia să mai scot din sau ăsta de pe aici. Ia uitați ce e aici. Nu, animalul când e gras, e bun. Așa. Ia să văd eu dacă... Să-i fac întâi o tăietură aici. Ia să văd eu, să aduc o leacă mașina. Cam așa ar trebui pe aici. Și tai o leacă. Aici. Să văd eu aici cotletul, să scot de aici întâi burta asta. Uite așa. Așa, să tai pe aici așa coastele. Scoatem de aici pulpa din față. Parcă i-a îngust, doamne.
Uite, și și gâtul de aici. Dar am spus că asta o să iasă, să meargă la friptură. Asta o să meargă tot la friptură. Cam iar unia zu asta. Ia să vedem. Gata. Asta-i cotletul, domnule, uite-i cotletea. Uite-i cotlet. Ia să vedem dacă tăiem de aici, să vedem cam cum să vede din secțiune, ia. Ia uitați o leacuță cu ea. Ia, să vă arăt așa cam cum ar trebui să arăte. Ia uite cotletea, bucățele de cotletea. Uite așa ea. Ia uitați o leacuță cu aici, facem fripturică. Cotlete berbecuți, domnule. Ia să-mi trebuiască un fund de lemn. O să rog ajutorul meu din nădejde. Pe doamna Camelica să-mi aduc un funduleț. Un funduleț de lemn, doamnă. Acum. Mulțumesc frumos. Abia aștept să fac o fripturică de camerunez. Să văd gustul. Așa, ia să tăiem de aici așa piept. Asta-i piept. Ia să mai vedem aici. Așa, ia să vedem în continuare cotletul de aici. Nu mai dimerești mie țipios. Mai acuși portițe. Ia să punem aici, să așezăm frumos. Așa. Ei, cred că de acum înainte trebuie să tai cu un pic cu mașina de tăiat și pe urmă. Să mai pune și pasoate tot acolo. Asta-i gât. Gâtul. Așa. Ia să mai vedem ce mai avem aici. Doamne, lăsați fuduliile la berbecuță ăștia. Mulțari. Mulțari. Hai, leu, Doamne ajută. Ăsta o să-l punem pentru tavă. Ia uite-l, Doamne. Ia uite-l, Doamne, aici. Tot înghețat și merge cam greu. Abia așteaptă fetele o leacă din costiții. Nu? Îngheța așa. Nu merge cum trebuie. E diferență la carne, se cunoaște. Altă culoare, altă textură, alt miros, adică mai puțin miros decât la țurcan. Acum s-o vedea gustul. Așa-i mai aici, în sierții. Ia uitați-o la. Așa. Bun, hai scoatem un pic și deja. Dacă eu avut mâncare la discreție, a fost libertate pe acolo de plin. Normal că a făcut și său dintre ăsta grăsimii, da? E bună. E natural, e foarte sănătoasă.
Bun. Ia să vedem noi cum facem noi acum. Porțioare, porțioare. Mai dăm și pentru pisici. Ia uite și culoarea are asta. Ia uite-o dacă... Trebuie cuțit, trebuie cuțit, trebuie mașină de tăiat. Dar e altă, ia să aduci o leacă de cotlet de la ălalt și să vedem o leacuțică care e diferența de culoare și de textură. Uite domnule aici, cotletul, cotletuț, cotletuț de berbecuț. Uite ce textură are aici, cărnița aia. Ia uite acolo, ia uite acolo. Da. Ia uite aici. Hai să tăiem și coastele. Ia să vedem noi de ce facem acolo pe 24 ianuarie din ziua Unirii. Unirea mică, parcă nu? Din câte mi-aduc eu aminte. De la grădiniță am învățat eu așa și. Da. Facem noi, domnule, un șaun cu ceva cu. Vedem noi, nu o facem gulaș, nu, domnule, nu, că nu-mi place cuvântul ăsta, gulaș. Facem o tocăniță, o tocăniță cu de berbecuț și cu cartofi. Sau facem o fasolă cu niște cotlet de ăsta, vedem care-i treaba. Până atunci mă mai hotărăsc, văd. Ia să vedem, să strângem un pic și să luăm și altă jumătate. Pulpile mai durează un pic până când pot să le dezosez. Asta, care o să meargă dezosate și o să facem pastramă. Pastramioară. Așa. Pastramă, pastramioară, grătar și grătarial. Vedem noi ce o să mai facem. Important e să o bagă înăuntru că mi-o înghețat. Mi-o înghețat scăfârlea, mă mai încălză doamna cu o lecuțică cu cănița și o venit pe aici, dar de acum s-o terminat și antigelul, că văd că încep să scadă rău tare temperaturile așa. Degeaba. Așa, ia să văd eu cum reușesc eu acum, că vreau să fac eu o șmecherie. Tai așa, tai pe astea și să rămână să prind acolo ca să desfac aici unii gros, să pot să bag la fum. Fac întâi o tăietură aici. Ia să vedem mai. Uite așa, ia să fac eu aici. Așa, ca aici. Asta e altă istorie, asta e că îi pastramă ca la Mihăiță, nu ca la oricine, nu ca la oricine, da. Uite așa rămâne ea, să vedeți când o să condimentează, să bagă la, eu fac pastramă, deci coaptă la jar. Și în momentul în care ai pus-o la temperatură, ea se coace toată, se pătrunde, nici nu-ți mai trebuie să o mai prăjești, nu trebuie să o mai faci nimic, o mănânci așa ca atare. Așa, ia să vedem aici gâtul ăsta, cred că o să trebuiască. Ăsta îl băgăm un pic la un fum și după aceea la un ceaun. Ia să vedem noi gâtul jos. Așa. Ăsta o să-l las că trebuie să-l bag o leacă, să scurgă la fum. Așa, pe aici mai avem noi niște tendoane care trebuie scoase.
și unul și partea sunt. Acelea, aici ai. Haide mă, ieși mă. Ăsta nici câine nu poate să mănânce, la orice animal. Deci la ierbivori mă refer. Toate ierbivorile au tendoanele astea aici. Haide mă. Ia haide. Se ai, Doamne. E cartelaj aici, frate. E gata, uiște. Deci dacă vrei să-ți bagi joc de un cățel, îl dai să ronță. Are treabă de numai numai. Așa, bun. Ia să-i fac tot la fel și aici. Bun. Asta este o dată. Și acum încă o dată pe aici. Bun. 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 Foarte bine. Excelent. Super. Gata. Uite așa e. Lăsăm acolo un pic acoastic ca să se țină. Uite așa e. Uite așa e. E gata așa asta. Ia uite aici acordeonul, doamne. Ia. Cântăm la acordeon. Astea sunt acordeoanele. Ia uitați-le. Astea sunt acordeoanele. Să vedeți cum o să arăte după și le băgăm la fum. Așa, și asta să-l disfac. Cu asta să-l disfac și pe asta, așa. Asta la cartofi și la fasole. Da. Să văd câte două. Una e cam puțin. Vine cineva la mine să-i dau vreo porție, zice că... Îți din acajut. Am dezosat pulpile posterioare, ca să nu zic alea anterioare. Da, chiar zic superioare și inferioare, dar nu-i bipez, ăștia sunt patru piez. Și au poziții, nu, ortostatică. Cum? Ortopedic? M-am încurcat în termen, da. Deci asta este pulpă. Am dezosat-o, dar să știți că se disfașe greu, pentru că e înghețată. E înghețată și ies, înghețat și eu. Da, astea o să trebuiască să le condimentez. Ia uitați-o, lecuță, că... Uite-o prins gheață, uite-i gheață pe aici. Uite, pui și zapale. Așa. Astea din față, spetele cu picioarele, n-am reușit să le mai iasă, le las un pic să se decongeleze. Asta e burtica asta care trebuie și asta pregătită pentru mâncare. Gâtul. Ăsta un pic la fum. Acordeoanele. Ia uitați acordeoanele frumos așa. Punem și acordeoanele aici. Așa, amândouă. Stânga dreapta. Deci depinde care e stânga și care e dreapta, da? Ia uitați și cotletuța aici așa. Doamne. Ia. Așa. Și aici iarăși cotlețele. Da, să nu credeți că iasă prea mult dintr-un berbecuț, da? Dar cotletele astea spai, dar cred că o să fac în seara asta pe un grill, un pic așa de pipier și sare, și să vedem exact cum o să iasă. Cam atât cu tranșatul. O să vedem sare, pipier și cimbru, atât la condimente, și după aia un pic de fum. Da, tu am spus, nu fum, ci cât mai mult temperatură. Fum cald, fierbinte. Mă, că le-am scăpat, mă. Da, cam am fost să iau apă și a rămas poarta deschisă și ia uitați-le o lecuțică, ia uitați-le o lecuțică, cam și viteză. Cam și viteză fac ele. Fai, Doamne, și bucurii pe capul lor. Ia uitați-le o leacă, ia și viteză. Mai ușor, mă, încetul. Așa o prichindialul și ala care are două zile. Ia, o rămas în coada. Hai! Hai la tata, hai! Hai, fetele, hai! Raliu, tata, așa! Hai! Ia uitați-o, leacuță, că și bucurie pe el. Hei, de acum să le lăsă, să zburde pe aici. Cum e, tata? Grădinița! Ia! Căprioarele, tata! Ia uitați-le! Hai, de capul meu! Hai la deal! Hai! Ia uitați-l ce fac ea. Ia și bucurie pe el, ia. Facem gimnastică, tată? Băi, brichitelul! Buflonial, mititial, și tu te ții de cârd?
Ia. Ia, ia, ia. Doamne, ce viesele se ia. Numai țopă-i. Ia, grupa mică aici. Ha! Haide să mă alergați un pic. Faci sport acum, pe seară. Mă flăneal mic. Eh, dai să tot din piciorul și acolo. Ne. Ia uite acolo, ia. Ia uite și la el acolo, ia. Cât e dimitit el și așa fuge după oiți. Nu se lasă. He, de obicei, stătea oița cu ăștia care sunt mici acolo, în adăposta. Acu a ieșit. Și să facă și el? Fuge acolo, după cârd. Ha? Nu se lasă, domne, nu se lasă. Nu se lasă mufloniel mititial. Apoi nu mai ieșit din mult afară, că tot a fost zapadă mare, cu s-o mai topit o leacă. Hai, fugi, mufloniel! Hai! Hai, prichidelul! Așa, mă, micuța! V-ați oprit un pic să mâncați iarbă dintre asta viscolită, muiată? Iar ți-l-a început să facă ouăți. Da. Așteptăm săstruții. De pe 15 februarie încolo. Ia uite-i, mă, ia uite-i, mă, cât-s de vesel cu-n sarmă. Fugi-te! E, acum nu-ți mai sperie nici struță de ele. Știi că trebuie să treacă pe acolo. E, ca oile. Și-i, mă? Care-i treaba? Unde s-o bagat? Ia să vedem. Mă, și faceți voi aici? Mâncați lucerna de la struț? Eu știu. Ei, poftim ea. Mă, și faceți voi? Mâncați lucerna de la struț? Dacă aveți și voi acolo, dar e mai bună asta. Ha. A, care-i treaba? Voi ce faceți aici? A? Vă speria? Nu, voi nu vă speriați, nu? Că v-ați obișnuit cu ei, așa-i? Da, să-i că pleacă. Hai, gata. Da, e mai bună asta de aici, lucernă, decât așa de la ea. A, aici cu gura plină, da. Parcă voi n-aveți acolo, n-aveți, nu, nu văd de mihaiță. Mă faceți de rușine acum. Aha. Ia și-o pierdut mieluțul. De cușor, care-i treaba, tată? Las că pleacă, nu. Nu-ți face nimic aici. Nu face, nu fac nereguri. Ia, ia cum caută mieluțul aia. Unde-i, mă? Aha, acolo caut. Nu-l găsești. Dar unde-i? Îi spune. Hai, gata! Ia, aha. Ia-te-l aici, mă. Mufloniel. Așa vorbește cu mămica, că auzi că plânge după tine, ia. Hai, te-o găsit? Ai cât de bucuroasă-i ăsta. Nu știu, struță, cât-s de bucuroși, că au musafiri aici, dar bine că nu se sperie și nu fug. Da. La început era jale, prin toate gardurile erau și oi și struță. Acum au socializat, nu mai e problemă. Așa-i? Așa-i, Nicușor? Lasă-le că pleacă. Hai, prichindelul, ai obosit? Prichindelul, a obosit? Hai. Hai, prichindelul, hai. Trebuie să alimentezi? Terminat combustibilul?
Hai, hai la locul vostru, gata, că îi frig. Ia uite-i, mă, ia uite-i, mă, cum nu stau ei liniștiți, măi. Hai, hai la locul vostru. Hai, hai, tată, hai la loc. Hai la loc, hai. Hai, tată, școala, tată, grădinița, că s-au mulțit aici efectivile, ia. Hai, 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 prichindeie. Prichindeie. Hai la locul vostru, gata. V-ați făcut înviorarea de seară. Hai, tată, hai. Hai, așa, ușor, la loc, frumos. Hai, că v-am pus acolo taien, vă aduc și luciernă. Așa, bravo. Hai, tată, hai. Hai, toată lumea? Hai să prichindelul. Hai, prichindelul, hai. Hai, 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 lasă, că prichindelul îl dau eu. Hai, tată. Hai, că te prindi, tată. Da, 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 da. Prichindelă, ia uitați-o pe prichindelă. Ia uitați-o aici. Aici e prichindelă, tu ești prichindelă, da? Ia uite, tată. Da. Hai că te dau la mămicuța ta acum, hai. Hai că te dau acum la mămicuța ta, stai așa. Da. Hai. Gata, gata. Gata. Ai găsit mămicuța? A, ce l-a găsit, gata, bravo. S-a scos cu minț. Hai, hai. Ți-i fă mică de acum. Aoleu, ce trompetă ai! Uite, mămicuța ta e acolo lângă tine, ia! Hai, du și sugi o leacă! Hai, o leacă de lăptic de la țățucă, hai, bagă! Cât e foame, cred că ai consumat tot ce ai avut! Ei, și, și cum era de așteptat, după ce am tăiat berbecii și i-am pus la fezandat, trebuia să fac și un foc. Aici o parte din cotlete, ia uitați, asta e rozetă, floare de berbechea. Floare de berbechea, uitați aici cum arată. O stat vreo 3 zile la maturat, la fezandat. Da. Sare, piper, cimbru și fiecare mai pune și alte ingrediente după gust. Acum o să-i dau un fum fierbinte și să vedem ce o să iasă. Da. Să vedem ce o să iasă, domnule, de aici. E, o altă zi. Aceiași prieteni. Ia uitați, e gol aici. E, și nu ieșeau o oiță. Nu ieșeau o oiță. Și unii credeți că ia uitați, a făcut un puiuț. Oița. A făcut un puiuț. Ia uitați, lui ud și el la țățucă. Ia. E flămângios ăsta. Ăsta e flămângios. A? Ce faci, fetița, acolo? Da? Ai acolo un puiuț mic care suge, dă din codiță, uite, e ud tot. Acu e născut. Trebuie să-i facem certificat de naștere, da? Mai iese vreo unul? Nu, cred că mai iese. Nu, că ăsta e mare, vă, că ia uite-l cum suge acolo, ia. Ia uite-l cum suge acolo, ia. E, cât am inspectat eu oițele, o trecut vreo oră și ceva. Ia uitați cum arată păstrămioara după o oră. Ia uitați-o. E o molfă-i. Molfă-i că îl jale. M-a nebunit. M-a nebunit papilele gustative. Ia, stai gata, e ruminită. O pot mânca așa. Fără un alt tratament. Termic, chimic, bacteriologic și navetul spațial. Nu credeți că e numai acolo treaba. Ia uitați-o lecuțică aici, ia. Ia uitați-o lecuțică pe aici cum se vede în jos. Și ce culoare frumoasă are, ia. Ia uitați-o lecuțică aici, ia. Da, mă bruiază un pic vecinul. Da, nu-i problemă. Așa e la țară, nu-i ca la oraș. La oraș liniște, frumos. N-ai nicio treabă, domnule, cu nimeni. Ia uitați aici, ia. He, o să vă arăt la final. O lăs să se coacă, trebuie 3-4 ore să poată să desfacă colagenul în componente.